Cum a fost prima dată când ai schimbat un scutec? Dacă așa o să fie la fiecare scutec schimbat... Plânge. Când bebelușul era complet dezbrăcat pe mine și s-a gândit, acum este un moment potrivit să mă descarc. Nu se compară greutatea de a avea un copil, de a-l crește și așa, nu se compară cu frumusețea și împlinirea pe care o simți atunci când îți zâmbește, atunci când se uită la tine. Relația dintre cei doi să nu se schimbe, dacă cei doi pun ca o prioritate relația lor și împreună contribuie la creșterea copilului și astfel relația se va întări. Ok, de data asta l-am luat pe domnul inspector. Este inspector fiindcă inspectează. Da, ne-am adunat astăzi aici pentru a face un podcast împreună cu bebelușul nostru și... Da, salutare tuturor, bine ați venit la un nou podcast. Eu sunt Tibi, împreună cu soția mea. Eu sunt Iolanda și suntem căsătoriți de... 3 ani. Jumătate, aproape 4. Poate ne-ați mai văzut acum vreo 2-3 ani când am făcut un video cum a fost primul an de căsătorie. Vrem să facem un podcast mai des. Vom avea și diferiți invitați, dar în principal vom fi noi doi invitați și vom modera diferite subiecte. Și în acest video vom vorbi cum au fost primele 3 luni ale bebelușului. Nu, ale lui, cu el. Ale și noastre. Ale lui. Da. Dar probabil lumea e interesată să vadă în primul și în primul rând cum îl cheamă pe acest bebeluș și probabil vă întrebați de ce îl țin aici. El adorme foarte greu și dacă lăsăm singur acum, probabil ne-am ridicat mai des să vedem ce face, așa că mai bine îl luăm cu noi la podcast și participă și el. Și deci, cum îl cheamă? Da, bebe se numește Elliot. Elliot, wow, ce nume frumos! Elliot cu 2 de L. Nu știu dacă ați mai auzit numele ăsta, Elliot, și probabil lumea se întreabă cum alegi numele unui bebeluș. Cum am ajuns noi la numele Elliot? Poate oamenii se gândesc că e ceva foarte complex, foarte... Un ritual. Wow, da, ai visat numele sau îl ai de păi mult nu l-ai timp. Visat? L-am găsit într-o listă de nume și mi-a plăcut. Și l-am notat acolo și am spus, Tibi, uite ce părere ai despre numele ăsta, printre altele. La fel am făcut și eu. Și efectiv nu-mi plăcea niciun nume. Și eu aveam senzația că atunci când o să auzim numele, va fi ca o revelație divină. Vedem numele Elliot. Ăsta-i, știi? Dar de exact. Fapt, și asta a fost foarte așa. Frustrant, pentru că eu eram singura care aduceam propuneri și tu nu ai adus nicio propunere. Și eram, ok, dacă nu-ți plac numele mele, adu tu un nume pe care îți place. Dar da. Până la urmă am rezolvat. Ți-a plăcut Elliot. Și o altă întrebare, avem o listă de întrebări și vom parcurge mai multe întrebări, vom răspunde amândoi. Ați vrut băiat sau fată? Ok, sincer, eu am vrut fată, pentru că eu provin dintr-o familie de 3 fete și nu știam cum să cresc un băiat, nu știam cum să... ce să fac, cum să le duc, cum să... să-i schimbem persoana, habar n-aveam. Și Dumnezeu ți-a dat un băiat. Da. Și aveam senzația că băieții sunt mai complicat și cu fetele e mai simplu. Deși e posibil să fie invers. Da, vom vedea. Momentan, în primele 3 luni, nu ne-am dat seama neapărat. Eu, interesant, probabil, în general, fetele vor fete și băieții vor băieți. Da. Eu, deci, am vrut băiat, ai vrut fată, avem băiat, poate data viitoare vom avea fată. Dar hai să vedem cum a fost prima lună, chiar prima săptămână. Vom vorbi cum au fost primele 3 luni, vom aborda mai multe subiecte, dar începem cu încă prima lună, prima săptămână și primul scutec schimbat. Cum a fost prima dată când ai schimbat un scutec? Da, eram împreună și l-am schimbat amândoi. Mi se părea o treabă de 2 oameni. N-ai cum să faci singur asta, pentru că se agita foarte mult, plângea, trebuia să-i ții piciorușele, trebuia să-l ștergi, trebuia să... aduci crema, să ai șervețelele la îndemână. Și eram așa foarte panicat, nu știam ce se întâmplă. Nu știam ce se întâmplă. Eu îl țineam, tu îl ștergeai și asta era în spital, nu? Da, în spital. Da. Și plângea foarte mult și eram, dacă așa o să fie la fiecare scutec schimbat. Dar nu a fost așa. De obicei apare întrebarea asta, cât de urât miroase treaba copilașului la început? Nu prea miroase urât, pentru că el mănâncă numai lapte și, practic, eu miros așa acrișor sau nu știu. Oricum a fost interesant că și culoarea s-a schimbat. Probabil vă întrebați de ce vorbim despre așa ceva, dar veți vedea dacă veți avea un copil. E foarte important culoarea acelei trebușoare. Da, ok, mergem mai departe.
Vorbim de prima săptămână, vorbim de momentele în spital. Uh-huh. A fost greu să-l alăptez sau cum a fost? Sincer, am crezut că alăptatul vine ca ceva natural, e o chestie naturală care se întâmplă și e foarte ușor, dar nu a fost așa. A fost extrem de greu și nu am așteptat la asta. Știai că există varianta asta sau nu prea te-ai gândit? Am mai auzit, dar foarte rar, foarte rar. Și am zis că, sigur, nu o să fie problema asta, nu o să am eu problema asta, o să ne descurcăm. Până la urmă, instinctul bebelușului de a suge e un instinct natural, vine natural, dar, surpriză, da, el avea instinct și așa, dar era foarte micuț și, na, ne-a fost greu, chiar ne-a fost greu la început cu alăptatul. Și cum s-a rezolvat parcurs? Adică a fost o chestie care s-a rezolvat în timp? Da. Dar pe moment era foarte frustrant, nu? Da, pentru că mă gândeam, nu pot să-mi alăptez propriul copil, nu pot să-mi hrănesc propriul copil și n-aș fi vrut să-i dau lapte praf sau să continui să-i dau lapte praf știind cât de bune sunt proprietățile laptelui matern și am insistat pe partea asta cu alăptatul, chiar voiam să-l alăptez. Și totuși nu e o chestie atât de cunoscută treaba asta, nu? Adică nu prea se vorbește des despre posibilitatea ca la început să nu poți alăpta. Uh-huh. Și e important ca poate oamenii care sunt la noi vor avea copii sau viitoarele mame, există posibilitatea asta ca la început să nu poți alăpta. Uh-huh. Și chiar dacă este o chestie frustrantă, este o chestie care se poate rezolva în timp. Uh-huh. Și e o chestie comună. Da. Și ai mintit de lapte praf. La început nu puteai lăpta. Da. Și dădeai lapte praf. Uh-huh. Te simțeai vinovată legat de asta? Da. Chestia cu mom guilt, adică vinovăția pe care o simți ca mamă, e foarte adevărată și foarte pregnantă așa și mă simțeam vinovată la orice lucru pe care îl făceam și nu era neapărat foarte natural sau așa, dar trebuie să fim conștienți că fiecare mamă face lucrurile în felul ei, cum simte, cum știe. Și da, eu m-am simțit foarte vinovată că îi dădeam lapte praf. Era și un proces mult mai complicat decât să îl alăptez. Dar îmi doream foarte mult să-l pot alăpta și vinovăția era destul de puternică. Și mă gândeam, mamă, atâtea mămici alăptează copiii și eu nu pot. Și cum ți-ai rezolvat? Sau cum ai trecut peste vinovăția asta? Am vorbit cu mai multe mămici care mi-au spus, a, dar și eu, păi în spital am dat numai lapte praf. După ce am ieșit din spital, o săptămână, o lună, două, trei, lapte praf mereu, completare. Și îmi dau seama că, a, stai, nu sunt singura și nu e nimic greșit în a-i da lapte praf. Slavă Domnului că există înlocuitori, știi? Da. Bun, mergem mai departe. Și înainte să avem un bebe, auzeam foarte des ideea asta că vei vedea că când veți avea un bebe, o să fiți rupt de oboseală, nu o să mai dormiți deloc. Cum a fost la noi chestia asta? Cum a fost pentru tine? Cu alăptatul și toată treaba asta noaptea? Suntem rupți de somn? Am fost rupți de somn? Sau cum? Sincer, atât de speriată eram de chestia asta cu somnul, pentru mine somnul este foarte important, și atât de speriată eram încât am zis că, bă, sigur, n-o să dorm după, adică toată lumea zice că ești obosit, că nu dormi, dar de fapt n-a fost așa, aveam senzația că te trezești noaptea de foarte multe ori și cumva stai trează. Da, e adevărat, te trezești noaptea de multe ori, dar le alăptezi și atât. Adică bebelușul nu se trezește, mănâncă și apoi trebuie să-l readormi în mod obișnuit. Nu se întâmplă asta. Chiar și aseară, nu? Noaptea trecută te-ai trezit din oră în oră. Da. Și chiar dacă te trezi din oră în oră, nu poți să spui că ești ruptă de obosoală, că n-ai dormit deloc, nu? Exact, exact. M-am trezit, dar bine, bebe mănâncă și doar 5 minute, maxim 10, maxim 10 minute. Și când mă trezesc, nu sunt neapărat foarte conștientă de tot ce se întâmplă, fac totul destul de mecanic, adică îmi vine natural să fac, știi, îl iau pe bebe, îl pun la sân și chiar țipesc în timp ce îl hrănesc, adică e o chestie foarte faină, că până la urmă nu mă trezesc cu totul, nici eu și nici bebe. Deci nu e neapărat un lucru de speriat să vă gândiți, vai, vom avea un bebe, nu o să mai dormim deloc. Exact. Într-adevăr, sunt momente când
e mai mult treaz, nu știu, la o anumită oră, e, îl doare puțin burtica, dar nu se întâmplă toată noaptea. De exemplu, n-am mai avut experiența ca să se trezească pe la ora 4 dimineața și să plângă căldura burtica, dar cam jumătate de oră trebuia să-l adorm înapoi. Mm-hmm. Dar cam atât. Și se întâmpla asta odată la câteva nopți. Da. Și într-adevăr, era foarte frustrant și obositor să te trezești la 4 dimineața și să-l adormi. Astea sunt provocări destul de grele. Dar probabil și copiii sunt diferiți, nu? Adică mm-hmm. posibil să fie și alți copii care să doarmă mai greu noaptea. Clar. Dar în general, copiii încearcă, adică dorm. Da. Dar depinde, sunt și cazuri excepționale. Nu vorbim ca o regulă, vorbim cum s-a întâmplat nouă. În cazul nostru, da. Că poate unii care se uită vor avea un copil și vă spune, bă, dar copilul nostru nu doarme deloc. Se poate întâmpla și asta, mm-hmm. nu? Da. Dar cumva trebuie să fii pregătit pentru orice variantă. Exact. Și pentru noi e o surpriză fiecare noapte. Da. Poate să nu doarmă toată noaptea, poate să se trezească pe la 2 noaptea, pe la 5 noaptea. Dar important este că chiar dacă zici tu că te trezești regulat ca să-l hrănești, totuși parcă Dumnezeu îți dă și o putere în plus, o doză de adrenalină în plus, ceea ce e fain. Da, țin minte că am avut o perioadă destul de grea cu bebe când a avut niște secreții, adică ușori, așa, și dormea foarte, foarte rău. Uneori simțeam că se neacă, îl curățam regulat, îl aspiram și așa, dar simțeam că se neacă și încercam să îl țin cât mai vertical, să doarmă cât mai vertical și mai dormea ori pe mine, ori pe tine. Și am avut așa câteva nopți foarte grele la rând, așa, nu știu, 3-4 zile în care nu am dormit foarte bine. Și mai mult pentru că eram eu foarte stresată și atentă la bebeluș decât el. El dormea. Și știu că am avut așa un breakdown și am început să plâng într-o seară că nu mai pot, că de ce nu doarme, de ce nu doarme mai liniștit, de ce e bolnăvior, de ce nu-i trece. Și noaptea aia, cred că a dormit 5 ore legate. Deci, da, e o surpriză mereu, niciodată nu se știe. Da, ok, mergem mai departe. Legat de plânsul copilului. Uh-huh. Este adevărat că poți identifica anumite tipuri de plâns? Da, da, chiar da. În primele săptămâni sau prima lună, cred, nu prea. Era cam același plâns, dar după am început să-mi dau seama care este plâns că este foame, care este plâns de obosit, care este plâns că îl deranjează ceva. Dar cum ți-ai dat seama? Sau ți-ai dat seama la un moment dat când plângea că și-a schimbat, nu știu, tonalitatea, da, volumul? Da. Și oricum, în primele luni, ei își schimbă plânsul și e diferit față plânsului de acum, față de plânsul de nou-născut. Și mi-am dat seama, când îl vedeam că plânge diferit, eram, uite, a plâns pentru că nu avea scutecul schimbat sau a plâns pentru că era foame și apoi dar în același timp, cred că e important să cumva să fii atentă, nu? Da. Adică, probabil, unii oameni nici nu-și dau seama de anumite tipuri de plâns, dar dacă ești atent și vezi nevoia lui și asociezi cu plânsul, cred că îți poți da seama. Mm-hmm. Deci, cred că e nevoie și de o mai mare atenție, da, nu? Da, clar. Ok. O altă chestie interesantă, pe care eu cel puțin nu știam înainte să avem copil, este că copiii la început, chiar din primele zile din viață, ei nu văd color, ei văd alb-negru. Habar n-aveam chestia asta și mi s-a părut o chestie foarte interesantă, fiindcă te gândeai, na, copilul se naște și vede normal, vede alb-negru, vede color, dar de fapt vede alb-negru și nici nu vede clar. Da, și vede în ceață. În ceață, blurat. Și după câte luni sau cum e evoluția asta cu vederea? La început vede așa doar lumini, mișcări sau, da, foarte puțin. Apoi treptat îi se mai clarifică, dar tot nu vede clar, clar. Și undeva pe la 2 luni, cred, la saltul mental de 2 luni, începe să vadă foarte bine formele. Tot văd cumva alb-negru, adică văd contrastele alb și negru, pe alea le observă cel mai bine. În rest, culorile nu le diferențiază. De la 3 luni începând, tot o să observe culorile roșu și albastru și apoi încet, încet toate culorile. Interesant, știi că copilul are o săptămână și de obicei părinții fac de fețe și că uite, se uită la mine, mă vede. De fapt, el vede anumite forme, interesant. Exact. Și el acum e puțin agitat, cred că i-a căzut Suzeta. Da. Cam asta e, cu un copil trebuie să ai grijă, dacă cade Suzeta e cod roșu, fiindcă e posibil să plângă, fiindcă i-a căzut Suzeta.
Bine, tot nu toți copiii acceptă Suzeta. El o acceptă Suzeta și îl liniștește. Și vedem că încă îi cade Suzeta și cred că s-a trezit. Probabil, posibil să facem o pauză la podcast, dar revenind după publicitate. Ok, hai să mergem mai departe. Am văzut asta cu culorile. Care a fost frica noastră cea mai mare înainte să apară bebelușul? Legat de bebeluș. Da. Mi-era frică să nu devină centrul universului, să nu mai avem timp noi doi, să se modifice atât de mult relația noastră de cuplu și timpul nostru și tot, încât să nu mai știm unul de altul, să nu mai știm cine suntem și așa. Asta era frica mea cea mai mare. Nu știu, eu am spus în numele meu, dar frica ta care a fost? Chestia asta, legat ce ai zis și tu la fel, dar și necunoscutul ăsta, ni se schimbă viața, nu știm ce ne așteaptă, ni se schimbă priorități, ni se schimbă timpul și era o frică de a plânge. Ok, am făcut o pauză și l-am luat pe Elliot de aici, l-am pus aici, fiindcă s-a trezit și va fi o provocare podcastul acesta, fiindcă no. Ne-am gândit să filmăm seara, noaptea, când el doarme mai mult, dar, nu știu, acum am zis să filmăm ziua. Ok, vorbeam despre frică, o altă frică de-a mea a fost, ce am zis până acum, schimbarea timpului și gestionarea timpului. Și imediat vom vorbi și despre provocarea asta, cum a afectat relația noastră sau dacă a afectat. Ok, ce ați făcut pentru a vă pregăti înainte de nașterea bebelușului? Și cât de mult a ajutat această pregătire? Da, când am aflat că sunt însărcinată, mamă, a fost așa pentru noi. Gata, trebuie să ne apucăm să citim cărți. Și ne-am apucat să citim cărți pentru părinți. Dar oricât de multe am citit, adică am primit informații destul de multe și așa, dar nu pot să zic că astea ne-au pregătit pentru perioada strict de bebelușeală, adică primele luni de viață. Nu ne-au pregătit pentru asta, dar am citit oricum. Am citit și încă citim cărți pentru părinți. Și oricât de mult citești și oricât de multe discuții avem cu oamenii, am avut cu oamenii despre primele luni, de fapt, ajungi la concluzia că niciodată nu ești suficient de pregătit. Exact. Înveți abia atunci când experimentezi și când îl vezi și pentru că fiecare copil este diferit, fiecare situație poate fi diferită și na. Exact. Dar nu a fost imposibil și nu a fost foarte, foarte greu. Chiar a fost frumos. Da, chiar a fost frumos. Apropo de asta, există un anumit nivel de pregătire ca să zici că ești potrivit pentru a avea un copil? Poate sunt oameni care se uită la noi, tineri, care vor să aibă un copil, dar spun, păi nu cred că sunt suficient de pregătit, nu cred că suntem pregătiți să fim părinți. Păi da, răspunsul este că nu vei fi niciodată pregătit, adică oricât de mult te pregăti, oricât de mult ai ști și ai învățat despre copii, nu vei fi niciodată pregătit. O să înveți fix când vei fi pus în situația de a-l crește, de a-l schimba, de a-l alăpta. Toate se învață pe parcurs. Nu poți să le știi dinainte. Ceea ce e important de precizat la început este să fii pregătit să fii responsabil. Legat de asta, da, poți să fii pregătit. Da, să fii pregătit la un nivel în care spui, acum eu cunosc totul și știu să mă îngrijesc de un copil. Nu este asta. Exact. Dar e vorba despre responsabilitate. Ești pregătit să fii responsabil, să ai grijă de un copil și atunci poate avea rost întrebarea. Da, dar... și un alt tip de pregăteală ar fi să te asiguri că relația de cuplu este ok, merge normal, este sănătoasă. Să nu crezi că dacă ai probleme în relația de cuplu, un copil ți le va rezolva. Și să faci un copil doar ca să îți rezolve conflictele. Mm-hmm. Și să nu faci un copil doar din interese egoiste sau să nu înțelegi clar care e scopul familiei, de ce vrei să ai un copil. Să-ți răspunzi la întrebările astea. Și e foarte important să fii responsabil și împreună să discutați despre asta, ca împreună să fiți pregătiți să îl aveți ca responsabilitate. Ok, vorbim despre schimbări. Ce s-a schimbat concret în viața noastră? Păi, ca să spun pe scurt, totul. Totul s-a schimbat. Absolut totul. Da, s-a schimbat timpul, s-au schimbat prioritățile, s-a schimbat...
nu știu, relația dintre noi doi, s-au schimbat lucruri. Mm-hmm. La fel pot să spune și eu că chiar s-a schimbat totul, fiindcă viața dinainte de a avea un copil este o total diferită viața de după, fiindcă mm-hmm. înainte să ai copil faci ce vrei, mergi unde vrei, mergi în orice excursie, dormi cât vrei, nu ești obosit așa tare. Când ai un copil, totul este spontan, fiecare zi este diferită. Vrei să ieși undeva în un oraș, trebuie să te uiți. A, plecăm la 5 jumate. Nu poți să știi dacă pleci la 5 jumate. Dacă nu doarme atunci, dacă vrea să mănânce, dacă de fapt atunci trebuie să-l schimbi. Totul este o surpriză. Dar este frumos. Chiar dacă totul s-a schimbat, nu s-a schimbat într-un mod negativ. Păi totul s-a schimbat și e urât acum. Ci s-a schimbat, este mai provocator, dar este frumos. Este și foarte frumos. Chestia asta e foarte important să avem ca mentalitate. Și oamenii trebuie să înțeleagă că dacă veți avea un copil, posibil să fie greu și este greu, dar nu este urât. Nu? Exact. Nu se compară greutatea de a avea un copil, de a-l crește și așa. Nu se compară cu frumusețea și împlinirea pe care o simți atunci când îți zâmbește, atunci când se uită la tine, atunci când gângurește prima dată sau pur și simplu când îl vezi așa mic și neajutorat și știi că e al tău și că ai responsabilitatea asta pe umeri să-l crești. Și că vrei să crești un om fain și știi că contează atât de mult modul cum îl crești și cum va fi el mai departe. Mm-hmm. Apropo de schimbări, ce s-a schimbat sau a schimbat bebelușul relația dintre noi? Da, clar a schimbat-o, dar nu într-un mod rău. Mi se pare că a completat, dacă pot zic așa, a completat relația noastră. Pentru că cred că oboseala pe care o simți când ești părinte și provocările pe care cu care te confrunți, atunci când le împărtășești cu celălalt, atunci când celălalt e aproape de tine, atunci când celălalt se jertfește pentru tine ca să te ajute pe tine, mi se pare că asta te aduce mai aproape. Unește, nu? Da. Deci, unește mult mai mult. Relația noastră a devenit mai unită. Închegată. Mm-hmm. Fiindcă când am dat de provocarea asta, ok, trebuie să fim împreună acolo, ne-a unit mai mult. Mm-hmm. Și asta e lucrul pe care am învățat și eu. Și asta a fost o frică de-a mea. Ok, vine un copil și nu o să mai aveam așa mult timp împreună, probabil va schimba relația dintre noi. Într-adevăr, există pericolul ăsta. Da. Să schimbe în mod negativ. Mm-hmm. Dar noi am pornit cu premisa că nu vrem să se întâmple asta. Și ok, dacă nu vrem să se întâmple asta, ce vom face în direcția asta? Mi-am dat seama că tu ai nevoie de foarte mult ajutor. Tu stai non-stop cu el și se adună și oboseală și poate și eu sunt obosit când vin de la muncă, dar știu că trebuie să mă sacrific să te ajut. Și nu este chestia asta, tu ai rolul de mamă, eu rolul de tată, eu nu mă bag în treaba ta, tu nu te bagi în treaba mea, ci trebuie să ne ajutăm unul pe altul, să ne completăm, să fim acolo împreună, nu? Și da. Cum te-a ajutat pe tine chestia asta? Chiar am observat că noi ne-am împărțit taskurile, ne-am împărțit responsabilitățile, nu suntem numai eu cu copilașul toată ziua și tu doar muncă și apoi acasă să te relaxezi. Din contră, împărțim toate lucrurile și îmi place foarte mult că am avut așa câteva nopți mai grele și spre dimineață, nu știu, undeva pe la 4, intrai tu în tura de noapte, cum s-ar zice. Da, îl alăptam eu pe bebe și îl luai tu și îl adormeai și când se trezea noaptea și îl adormeai și stăteai cu el, iar eu mergeam în altă cameră să mă pot odihni și să pot dormi mai bine. Și asta, cumva la început mă simțeam vinovată că făceai asta, pentru că tu trebuia să mergi la muncă a doua zi, stăteai 8 ore la muncă, dar, nu știu, ai făcut astfel încât să mă simt confortabil, să te rog când am nevoie de ajutor, când sunt obosită să pot să apelez la tine și să nu am chestia asta că na, el muncește și eu trebuie să am grijă de copil, e doar responsabilitatea mea. Bineînțeles, nu am să te pun să te trezești toată noaptea sau să stai toată noaptea treaz sau așa. Dar ajută cea mai mică
implicare, cea mai mică oră în plus exact. De somn. Și aici e provocarea, într-adevăr, pentru că aș fi putut să spun că eu trebuie să mă duc la muncă a doua zi, trebuie să fiu mai odihnit ca tine, lasă-mă să dorm, știi? Da. Dar mi-am dat seama că atitudinea creștină este de a te sacrifica pentru celălalt și să-ți pese de celălalt. Uh-huh. Și mai ales, mi se pare foarte important, dacă sunt băieți care se uită la podcastul ăsta, să înțeleagă responsabilitatea asta pe care trebuie să aibă tatăl în familie, în care și Biblia spune să vă iubiți soțiile cum și-a iubit Hristos biserica. Mm-hmm. Hristos și-a iubit biserica sacrificându-se pentru ea. Adică, exact. Ok, vin obosit de la muncă, poate sunt mai obosit decât tine într-un anumit punct, trebuie să sacrific să te ajut mai departe. Mm-hmm. Fiindcă asta este adevărata atitudine creștină, de a te sacrifica. Și atunci, da, într-adevăr, ți este greu, trebuie să te sacrifici, să ajuți. Și atunci, când faci lucrul ăsta, va deveni o plăcere. Este mm-hmm. obositor, dar este o oboseală plăcută. Da. De asta nu e ceva, bă, fac asta, mă sacrific, dar e atât de nașpa. Mm-hmm. Nu, e mai obositor, dar e oboseală plăcută. De exact. Asta ajută foarte mult ca relația dintre cei doi să nu se schimbe, dacă cei doi pun ca o prioritate relația lor și împreună contribuie la creșterea copilului și astfel relația se va întări. Mm-hmm. Și nu pot să zic că noi n-am mai avut timp să vorbim împreună. Din contră, din am vorbit mai mult. Vorbeam pe la 4 dimineața. Înainte să avem bebeluș, nu vorbeam pe la 4 dimineața. Deci, într-adevăr, nu mai avem aceeași relație, gen nu mai ieșim oricând, oriunde, așa, dar e fain. Da. Da. Deci există o speranță. Ok, mergem mai departe și hai să vorbim puțin despre anumite momente amuzante cu bebelușul. Ok. Ai în minte vreo o experiență? De exemplu, povestește puțin tocmai ce vorbeam despre trezitul la ora 4 dimineața. Da. Bebe se mai trezește așa pentru că în primele luni confundă ziua cu noaptea și se mai trezește orică doare burtica ori așa și dacă se trezește stă treaz, rămâne treaz și rămâne treaz mai mult timp și el e vesel, el vorbește, el nu conștientizează că e noapte. Și da, vrei să vorbești cu el și așa și într-o dimineață știu că vorbeai tu cu el și povesteai, spune, bebe, da, trebuie să dormi la ora asta, e 4 dimineața, ar trebui să dormi și el gângurea acolo, știi? Și la un moment dat, gângurind așa, a râgâit, dar a râgâit atât de puternic ca un om mare, deci nu venea să cred că a fost bebe. Un alt moment amuzant pe care mi-l amintesc chiar din prima săptămână a lui bebe când am ajuns acasă. Ai făcut skin to skin. Chestia asta, skin to skin, este foarte importantă. O face mama cu bebelușul. Efectiv stă bebelușul pe pielea, pe pieptul mamei. Piele pe piele, cum ar veni. Și e foarte important pentru bebeluș ca să-și... conexiunea aia, nu? Da, să-și regleze ei și temperatura corpului și bătăile inimii și tot. E o conexiune foarte puternică. Și eu am avut parte de asta în spital, tu nu. Și am zis că hai să faci și tu skin to skin cu bebelușul. Și am ajuns acasă, i-am făcut băiță și l-am pus pe pieptul tău, știi? Și l-am acoperit cu un prosop și era bine, era cald acolo, tu erai cald, era cald și lui. Dar nu ne-am gândit că ar trebui să-i punem și un Pampers. Și nu i-am pus Pampers. Și cum la început, în prima, asta o altă chestie care nu o știam, bebeluși în prima săptămână poate să facă acea trebușoară mai așa, de 5-6 ori pe zi. Da, deci... Și tot timpul poate fi o surpriză. Și atunci a fost un moment din acesta, din zi, când bebelușul era complet dezbrăcat pe mine și s-a gândit, acum este un moment potrivit să mă descarc pe tatăl meu. Și am simțit așa puțin prin partea asta și a fost așa o experiență foarte interesantă și amuzantă. Poate dacă făcea pipi era mai simplu. Da, da. Dar da. Exact și asta e un lucru amuzant, că bebele își găsește cele mai nepotrivite momente să facă treaba mare. Da. O săptămână întreagă nu făcuse deloc. Asta e normal la bebeluși alăptați. După 2-3 luni deja faci o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână, nu? În cazul nostru, da, o dată sau de două ori pe săptămână. Dar la început făcea în prima săptămână, primele două săptămâni, de câteva ori pe zi, da, chiar. Da, de foarte multe ori pe zi. Și într-o săptămână nu făcuse deloc acasă și în sfârșit, în weekend, am zis, de data asta ieșim și noi în natură, deja venise primăvara, frumos afară, toată săptămâna n-a făcut, eram acolo în natură, în mijlocul pădurii, a zis că, băi, cred că e un moment potrivit
să-mi dau drumul. Da. Și atunci bebelușul surpriză. A făcut. Da. Da, și săptămâna, chiar săptămâna asta când am fost în drumeție, am fost într-o drumeție de 2 ore, cam așa, cu bebelușul și tot așa, nu făcuse de mult timp. Și ajungem acolo să începem traseul, la începutul traseului, surpriză, stai, trebuie să schimb pe bebeluș. L-am schimbat, bun, a fost ok, tot traseul, a dormit liniștit, fără nicio problemă. Când am întors înapoi la mașină, încă o dată, surpriză! Deci nu a făcut toată săptămâna, da, și a făcut de 2 ori. De 2 și a făcut și a 3-a oară acasă. După ce am ajuns acasă, l-am schimbat, l-am spălat, i-am pus Pampers nou, nici nu am apucat bine să-l iau de pe măsuță de schimbat, să-l iau în pat și deodată, da, a trebuit să-l schimb din nou. Da, și sunt momente amuzante cu bebelușul care nu ți le imaginai înainte și probabil dacă nu experimentați chestiile astea, nu puteți înțelege foarte clar, dar să vă așteptați la tot felul de momente diferite când apare un bebeluș. Mm-hmm. Adică nu m-aș fi gândit niciodată că mă bucur când un bebeluș face treaba mare și te bucuri, bravo bebe, ai făcut. Da. Îl feliciți ca și cum, wow, wow, o realizare ai importantă. Reușit, da, da, da. Exact. Bun, mergem mai departe, trecem puțin despre peste momentele astea amuzante, poate vom mai reveni. Ce nu știai înainte de a fi părinți și ai descoperit după? Am vorbit până acum multe chestii ce am descoperit după, dar hai să mai accentăm, de exemplu, regresia somnului sau saltul mental. Ce înseamnă chestiile astea și de ce e important, de ce ar fi fost important să știm totuși dinainte, dar da, măcar bine că am descoperit. Da, și pe lângă asta aș mai adăuga și puseile de creștere. Da, nu știam de lucrurile astea. Știu la un moment dat, undeva în prima săptămână, bebe mânca cam din 3-3 ore. Ei, în acea primă săptămână, într-o zi, a stat, cred că la sân, toată ziua, deci nu mai la sân. Și voia doar să mănânce, să mănânce, mă rog, îl puneam la sân, dar nu lua foarte mult, îi dădeam și completare. Mânca foarte des și era foame foarte, foarte des și nu înțelegeam ce se întâmplă. Și mă gândeam, vai, de acum sigur așa o să fie. Mănâncă din oră în oră, ca și aseară de altfel. Am mâncat din oră în oră. Ei bine, astea sunt puseile de creștere. Din când în când, la anumite săptămâni, bebe are un puseu de creștere. Adică crește deodată, ca peste noapte. Mănâncă mult, doarme mai mult sau e mai agitat. Adică are parte de anumite schimbări, da, destul de bruște. Exact, din punct de vedere fizic. Deci fizic, la corp, la greutate, la lungime, la așa. Astea sunt puseile de creștere. Deci dacă n-aș, adică n-am știut chestia asta dinainte și am rămas șocată. Și în anumite momente te panicai. Bă, nu știam ce se întâmplă. S-a schimbat, știi, da, de ce mănânc așa des? E ok să mănânci așa des. Dar când știi că urmează și e normal să întâmple asta, scapi puțin de panica aia. Te aștepți la asta. Te aștepți. Adică uite, și pentru noi, acum e la puseul de creștere de 3 luni. Ne așteptam la asta. Ne așteptam să mă trezesc din oră în oră noapte să îi dau și să mănânce. Te ajută, nu? Să știi, da. Adică te aștepți, ok, mă pregătesc pentru asta psihic, că știu că urmează. Exact. Despre salturile mentale, astea sunt mai puțin observabile așa, le simți. Poate da, poate nu, depinde de bebeluș. Dar la saltul mental, bebelușul câștigă noi achiziții. Tot așa, dintr-o perioadă, într-o perioadă, bebelușii au parte de salturi mentale. De exemplu, când începe să vadă de la nefocusat și așa foarte, să vadă mult mai clar, să vadă forme, să vadă marginile obiectelor, formele obiectelor și așa, ăsta este un salt mental, bebelușul trece printr-un salt mental. Când începe să fie mult mai conștient de lumea din jur, să simtă mult mai mult, e tot un salt mental. Adică tot apar niște schimbări, nu doar fizice, ci și mentale, da, da, exact, exact. Și astea vin la un loc, la un loc cu agitație, cu plâns mai mult, cu schimbări ale bebelușului. Apropo de plâns, pauză. Avem bebeluș care plânge. Ok, de data asta l-am luat pe domnul inspector. Este inspector fiindcă inspectează. Ok, așa. Probabil vom mai face pauze în podcast, dar mergem mai departe. Nu mai știu despre ce vorbeam înainte de pauză. Despre salturile mentale. Salturile mentale. Bun. Da, am spus deja ce sunt salturile mentale, iar regresia somnului, asta o să descoperim la 4 luni, atunci e o regresie a somnului mare, așa puternică. Practic, cum spune și denumirea, o să dormă mai puțin, o să fie greu cu adormitul, cu așa, e doar o perioadă, dar o să vedem cum o să fie și pentru noi și pentru Elliot. Da, interesant. Mergem mai departe și
poate lumea se întreabă, dacă, mai ales dacă nu am un bebeluș, sunt multe cheltuieli cu un bebeluș, înainte și după? Răspunsul este că da pot sunt. Fi multe cheltuieli. De asta cumva, na, trebuie să te pregătești din timp și pentru chestia asta. Mm-hmm. Mai ales înainte ai de cumpărat un căricior, ai de cumpărat un pătuț, tot felul mm-hmm. de hăinuțe, dacă nu ai destule, tot felul de chestii. Dar în același timp apar și anumite, poate anumite pastile pe care trebuie să le cumperi. Sau da, chestii. Destul de multe lucruri de la farmacie de care nu ne așteptam că o să avem nevoie. Da. De când am ieșit din spital și ne-a dat o rețetă și am fost la farmacie, efectiv am ieșit cu o sacoșă plină de pastile. Dar nu ca și când el era bolnav și mamă, câte pastile avea nevoie, dar anumite chestii, dacă îl doare burtica, dacă are colci, chestii de genul, tot are nevoie. O vitamină, un ser fiziologic pentru curățarea năsucului sau ceea ceva. Ceea ce sunt în general nevoie de ele. Mm-hmm. Ok. Sau Pampers și alte chestii, deci apar cheltuieli. Da. Ok, întrebarea asta e pentru tine. Cum vezi statutul de mamă acum versus cum vedeai statutul de mamă înainte să fii mamă? Da, mă așteptam să fie mult mai greu să fiu mamă, adică mă așteptam că trebuie să am, nu știu, o pregătire foarte mare și așa. În schimb, acum când am văzut că totul vine natural și chiar există instinctul matern, când am văzut că somnul nu e așa greu cum pare, adică chiar dacă am somn întrerupt și fragmentat, parcă am o putere și sunt mult mai odihnită decât înainte, când am văzut că până la urmă pot să cresc un bebeluș, mi-am dat seama că e foarte fain să fii mamă. Mm-hmm. E ceva diferit. Mi-am dat seama că sunt o nouă persoană, cumva. Nu mai sunt Elanda care eram acum un an. Dar sănătate! Și bebelușii strănute, eu nu știam asta înainte. Da, e foarte important pentru năsucul lor, pentru căile lor respiratorii să strănute, așa se curăță ei. Da. Da, e foarte fain să fiu mamă și nu mă așteptam să-mi placă așa mult, să mă simt așa ca și cum e pentru mine, e făcut pentru mine. Mm-hmm. Drăguț. Da. Bun, hai să vedem ce am învățat noi despre întrebarea era ceva de genul. Ce ați învățat despre voi înși vă ca părinți și cum ați crescut și v-ați dezvoltat în această perioadă? Da, despre noi înșine ca părinți. Am învățat că poate nu suntem așa de răbdători cum credeam. Am învățat că răbdarea e un punct la care trebuie să mai lucrez, cel puțin eu personal. Am învățat că nu putem face față la absolut nimic fără rugăciune și că ăsta e un punct foarte important în toată creșterea lui bebe. Și mi-am dat seama, știam deja, dar când ai un copil îți dai seama cât de dependent ești de fapt de Dumnezeu. Uh-huh. Și în astea 3 luni, deși au fost scurte, poate am înțeles puțin mai mult din dragoste pe care o are Dumnezeu față de noi, copiii lui. Mă uit la cât de mult îl iubesc eu pe Elliot și că aș fi în stare să fac orice pentru el, aș fi în stare să mor pentru el. Și eu sunt un om și e dragoste de om. Și exact, ideea asta mă gândeam și eu, cum e reprezentat harul, știi? Cum Dumnezeu numește pe cei mântuiți copiii lui și mă gândeam cum îl iubesc eu pe Elliot. El nu merită, adică nu face nimic ca să merite iubirea mea. Adică el nici măcar nu vorbește, nici nu înțelege prea multe chestii acum, dar totuși eu îl iubesc. Deși mm-hmm. el nu face nimic ca să merite asta. Mm-hmm. Și tocmai ăsta este harul pe care Dumnezeu ni-l arată. Ne exact. Iubește, deși noi nu facem nimic ca să merităm asta. Și nici nu poate, chiar dacă când o să mai crească, probabil o să mai facă și chestii mai rele, el totuși rămâne copilul meu și îl iubesc, știi? Mm-hmm. Da. Orgâit. Bravo, da. Bebe. Exact. Și asta mi se pare interesant și asta am învățat ca părinți. Răbdarea și dragostea asta necondiționată mm-hmm. și ne-a ajutat să ne analizăm mai bine pe noi, știi? Exact. Că știm că el va crește și va copia foarte multe lucruri de la noi. Mm-hmm. Și dacă copiază lucrurile negative, nu le-am dori. De asta ne motivează să ne pocăim mai mult, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, ca să fim un exemplu bun pentru el.
și ca el să vadă, să experimenteze harul în familia noastră, să-L înțeleagă pe Dumnezeu în relația noastră, să-L înțeleagă pe Dumnezeu prin modul în care ne raportăm noi la El. Da. De asta este foarte important și când vorbeam despre responsabilitate. Pe lângă faptul că creștem un copil, creștem un om care vrem să îl cunoască pe Dumnezeu. Exact. Hai, plângi la microfon. Sau nu mai vrei? My baby. Da, ok, bun. Mergem mai departe. Tocmai vorbeam despre chestia asta de a fi părinte bun. Ce te motivează să fii un părinte bun? Ok, am schimbat poziția, nu mai este copilul aici, este... E aici, cu mine. Da, ok. Deci, ce te motivează să fii un părinte bun? Și apoi vă răspunde și eu. Ce mă motivează să fiu un părinte bun? Cred că... Da, e o întrebare destul de grea. Dar cred că e dorința mea de a îl arăta pe Hristos lui Elliot înainte să-i pot vorbi despre el. Dorința mea ca Elliot să fie mântuit și să cunoască dragostea lui Dumnezeu din familie. Și exact cum spuneam și înainte, să înțeleagă harul din familie. Și cred că asta mă motivează să fiu un părinte bun. La tine? Mă motivează să fiu un părinte bun fiindcă Dumnezeu ni l-a dat cu un scop. Și dacă Dumnezeu ne-a îngăduit în familia, da, să plânge. Exact. Spune că e adevărat. Pa-pa. Ce mă motivează pe mine să fiu un părinte bun este responsabilitatea asta pe care ne-a dat-o Dumnezeu, să creștem un copil. Mergem mai departe să vedem ce a fost cel mai greu în astea 3 luni. Hei! Când plânge. Asta e cel mai... Ai ceva de spus? Hai spune. Oh, da! Elliot, spune și tu ceva... Așa. Și altceva? Asta e greu pentru el. Cel mai greu și ce încă este greu și ni se pare greu e atunci când plânge și când plânge că îl doare ceva, că îl deranjează ceva și nu știi ce poți să faci și nu poți să faci nimic. Și îl doare burtica și vezi, da, neputincios. Da. Și ce a fost cel mai fain astea 3 luni? Sunt multe lucruri faine și multe momente faine. Cum ne-a zâmbit prima dată, cum gângurește, cum ne răspunde la sunetele noastre, când vorbim cu el și reacționează. Exact. Așa. Exact. Asta e un lucru fain. La fel pot să spun și eu cu cel mai greu lucru, când plânge și îl doare burtica și ești neputincios și ești obosit și mai fain ales când plânge zâmbește. Noaptea. Când plânge noaptea, da, atunci e și mai greu. Da, așa, exprimă-te, spune și tu în podcast. Uite. Ok, hai să terminăm aici podcastul, fiindcă și bebele este agitat și are chef de activitate. Da. Vă mulțumim pentru că ați stat până acum la podcastul ăsta. Dacă ați urmărit până acum, înseamnă că v-a plăcut. V-a prins, da. Sperăm. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Vom mai pune diferite podcasturi pe diferite subiecte. În același timp, vă rugăm să ne dați idei despre ce ați vrea să discutăm la anumite podcasturi, despre viață, despre relații, despre căsătorie, dar și lucruri despre credință, despre Dumnezeu, despre viața de credință. Și vom avea și diferiți invitați. Ne vedem data viitoare. Hai, Eliot, să spunem și... pa. Hai, da, să spunem pa. Nu știe să vorbească, nu spune pa. Încă nu vorbește, da. Nu. Asta e un lucru. Mi-am dat seama, dar... că copiii până la 3 luni nu vorbesc încă. E un drăgălaș. Spui și tu ceva? Bine. Super. Pa. Pa.